Bună! Am simțit nevoia să fac un video și uite că-l fac. În perioada asta, ca să nu-mi pierd mințile, to keep myself sane, mentally sane, mă uit la tot fel de oameni inspiraționali pe care îi urmăream și înainte, dar mai sporadic. Și unul dintre oamenii ăștia este Dr. Shefali Tsabari care face niște video extraordinare de vreo lună de zile. Se numește uh, Virtual Wisdom, da? Uh, înțelepciune virtuală. Și face cam o jumătate de oră zilnic. Foarte puternic ce împărtășește cu noi. Și mi-a rămas în suflet ceva la care m-am uitat ieri și vreau să împărtășesc cu voi, la rândul meu. Uh, spune că în perioada asta în care suntem izolați la domiciliu sau trebuie să petrecem foarte mult timp nas în nas cu soțul, soția, copiii, bunicii, cu care locuim de obicei. În momentul acesta, în care răbdarea noastră este mai puțină, poate sau uh, ne stresăm, ne autovictimizăm, uh, poate blamăm, criticăm, poate avem tot felul de un roller coaster de evenimente, de, de emoții negative. Și în primul rând trebuie să le acceptăm, adică nu e vremea să ne prefacem că totul e roz și drăguț și, și să înțelegem că în momentul ăsta cu toții avem o lecție de învățat. Și lecția asta vine în forme diferite în funcție de ce nevoie avem noi. Unii avem nevoie să învățăm lecția empatiei, unii lecția compasiunii, unii lecția toleranței, unii lecția acceptării celorlalți, acceptării autentice. Alții lecția autoacceptării, alții lecția iubirii. E, eu mă găsesc în ultima categorie, lecția asta de, pe care trebuie să o primesc eu este de iubire, de self-love, să mă iubesc eu pe mine. Și chestia asta este un concept foarte greu, că să mă iubesc eu pe mine nu înseamnă să mă duc și să îmi cumpăr o pereche nouă de sandale sau o roche de fiecare dată când am chef. Ci e un lucru mult mai profund, de înțelegere, de empatie, de. Uh, conectare cu interiorul de apreciere, de a spune vorbe bune, uh, tu ție însuți, ție uh, însăți și spunea doctor Șefali că eu mă iubesc dacă mă iubește soțul Eu mă apreciez dacă mă apreciază soacra, dacă mă apreciază șeful. Eu mă plac pe mine dacă mă plac. Mulți străini, de fapt. De la birou, de la școala copilului meu, profesoara copilului meu, vecinii, femeia de la ghișeu. Cumva există chestia asta că eu mă plac pe mine și eu mă iubesc pe mine dacă mă iubesc și mă plac alții. Și există condiționarea asta de mici. Și cumva chiar, spunea Dr. Șifali, mi-a plăcut la nebunie... Că mă îmbrac frumos pentru alții, să mă vadă pe stradă, să mă vadă la birou, să mă vadă... Și zicea ea, era foarte haioasă, zice, te îmbraci cu foarte frumos pentru soțul tău. Pentru soțul tău, care doar el te mai vede acum, dacă nu ești din casă. Te îmbraci frumos, te îmbraci sexy, de cu soțul tău. Dacă pentru el, de fapt, pentru tine, de fapt, nu contează ce vede el. Te îmbraci cu haine de casă. Poate nici nu faci duș în fiecare zi. Atât de mult înseamnă oamenii uh, dragi de lângă noi. Uh, bine, asta era, era așa un pic uh, <laughs> pentru o parte. Uh, lecția asta de autoiubire, eu să mă iubesc pe mine, înseamnă eu să petrec timp cu mine, și să înțeleg că nu sunt iubibilă sau plăcută doar dacă mă place mama și tata că am reușit în viață, că am făcut o carieră, că m-am măritat, că am o casă și o mașină, dacă mă acceptă ei. Dacă mă acceptă ei că m-am măritat când au vrut ei, uh, poate cu cine au vrut ei, că am făcut doi copii cât s-au așteptat sau dacă am făcut facultatea pe care și-au dorit-o ei că cumva iubirea de sine este să ne urmăm noi sufletul, dar să ne cunoaștem. Că noi nu ne cunoaștem. Noi stăm și ne gândim și tot timpul este un cuvânt pe care, care ne caracterizează mult pe noi femeile. Abnegare. Abnegare. Eu asta l-am văzut la mama. Și am fost foarte revoltată. Eu, cumva, de asta am ieșit, am, ieșit, da? am, am ajuns să fiu foarte răzvrătită și foarte revoltată împotriva foarte multor lucruri care țin de status quo, de cum sunt lucrurile. Așa sunt, așa e societatea. Pentru că, cumva, am văzut abnegarea asta, să fie mulțumită tata, să fie mulțumită soacra, să fie mulțumite rudele. Și muncea mama până când cădea și în bucătărie să fie totul grozav. Dar din păcate, tot timpul timp o să vedeam că face lucrurile cu stres și cu nervi și nu era mulțumită niciodată de ea, de ce așa. Și era o atmosferă încărcată. Nu, 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 nu zic ca să critic lucrurile astea, zic pur și simplu, de conștientizare, că conștientizez lucrurile care au fost și au fost cu bune intenții până la urmă. Mama vrea că toată lumea să fie mulțumită, dar sănătatea mai puțin ea. Și cumva trebuie să înțelegem în perioada asta Că noi trebuie să fim mulțumiți și bucuroși Și fericiți noi cu noi Și să ne iubim pe noi Eu să iubesc pământul asta mică Care a fost mereu o, comp o competitivă uh, Mereu să fie prima Dacă nu era prima, vai câtă jale Asta e un alt lucru la care trebuie să lucrez Că toți suntem egali Și toți facem lucruri frumoase Și toți facem lucruri uh, Cu sufletul Și dar trebuie să ne cunoaștem un pic mai mult. În momentul în care ne cunoaștem un pic mai mult și ne apreciem și ne iubim un pic mai mult, și nu mai suntem așa people pleasers, asta nu înseamnă să fim răi, asta nu înseamnă să îi ignorăm pe ceilalți. Dar din dragostea de sine vine și mai multă dragoste și empatie pentru cei din jur. Lucrul așa funcționează, și deși, deși e paradoxal și eu, evident, nu am cuvintele psihologia și spiritualitatea să intru în detalii, să vă spun mai multe, Uh, vă sfătuiesc dacă vorbiți engleză bine Sau mediu, urmăriți-o pe șefaliță Barry Deci vine un paian ce înspre mine Este ceva extraordinar Mamă. <laughs> da, așa Interesting Se cobora din copac Așa uh, Și urmăriți-o pe ea și, și o să înțelegeți Și poate o să ajungeți în profunzii mai mari Decât am ajuns eu până acum uh, Am foarte multe gânduri în perioada asta Și foarte multe lucruri de liniștire, am și foarte multe zbuciumuri, am avut și foarte multe blamări și acuzații și autovictimizare cât cuprinde. Și cumva, urmărind oamenii ăștia, sunt mai mulți, poate o să fac mai multe videouri, nu știu, dacă o să simt. Deci fac lucrurile astea pentru că le simt și poate că ajută, dar nu, nu mi-am setat să fac un video pe zi sau un video pe săptămână, nu am chestii de astea. Dar sunt oameni pe care îi urmăresc și care mi pun cumva lucrurile în structură și înțeleg, deși înțeleg la modul teoretic, dar înțeleg efectiv, practic, ce trebuie să învăț, că trebuie să învăț, că trebuie să... Voi vă dați seama că nu o să fim în situația asta luni de zile? Luni de zile. Luni de zile. This is just the beginning. Să fim foarte realiști. Nu o să ne întoarcem prea curând la viața de dinainte. Și știți ce? Am toată încredere că atunci când ne întoarcem la viața de dinainte, adică ne întoarcem la, la viață, la joburi, la școală, etc., dacă ne învățăm lecțiile și sper din suflet ca mult să le învățăm, nu o să mai vrem ca viața de dinainte să fie la fel ca înainte. Eu nu mai vreau să zbor o dată pe săptămână într-o parte a Europei sau o parte a României să țin o conferință sau. Nu mai vreau viața e agitată. Deci vreau. Am învățat să iubesc ea, natura, să încep să gătesc un pic. Uh, Mi-am dat seama că toată copilăria m-am focusat pe intelect pentru că am putut, fiind bolnavioară, nu se juca nimeni cu mine. Asta este o altă lecție a faptului că. Îmi doresc foarte mult să fiu acceptată și așa, pentru că nu am fost, am suferit foarte mult de neacceptare. Am multe lecții de învățat în perioada asta. Cred că noi toți avem lecții de învățat. E nevoie să fim deschiși și în perioade în care dramatizăm, and that's ok. Nu e o competiție care e mai happy. Nu e o competiție care are viața mai pink în perioada asta. Este a struggle, e un zbucium pentru toți. Și trebuie să ne acceptăm și zilele în care sunt grele, în care ne simțim compleșiți, și în același timp, a doua zi, să luăm de la capăt și să ne gândim ce pot să fac să-mi fie mai bine, să mă lua un video inspirațional, să vorbesc cu o prietenă, să spun niște afirmații, da? Și căutați affirmations, afirmații pe... o să găsiți foarte multe lucruri din care vă puteți lua putere rugăciune, meditație, toate lucrurile astea. Acum, eu dau sfaturi pentru că sunt într-o tonă, într-o într într stare bună. Da, să mă vedeți peste două zile când sunt iar căzută. Am absentea un șefa de groază. Uh, da, mai bine. Sunt, sunt mult mai multe decât izolarea asta care se întâmplă în viața mea. Uh, și, uh, da, am zile foarte bune, cum este asta și cum, de fapt, de o săptămână, de vineri încolo, am și un jurnal, îmi țin și un jurnal. Cred că asta mă ajută foarte mult. Este un jurnal... Cu ce simt, uh, și un jurnal de gratitude, cu ce sunt, pentru ce sunt mulțumit, um, um, grateful, pentru ce sunt recunoscătoare și am foarte multe locuri să fiu recunoscătoare, inclusiv că sunt în viață, când eram un om fără speranță să mai fiu în viață la patru ani. Și asta a fost o altă traumă la care încă lucrez. Oh God. Ok, that's enough. Bine, mulțumesc dacă cine s-a uitat 10 minute deja premiu. <laughs> Ceau!